Dacă ar trebui să investesc doar în trei companii în 2024, care ar fi aceste companii și de ce aș alege să investesc doar în trei companii? În condițiile în care astăzi eu sunt investit în mai bine de 20 de companii la nivel global și 7 companii din România. Care ar putea să fie beneficiile pe care ai putea să le obții dacă ales să investești doar în trei companii? și care ar putea să fie randamentele pe care ai putea să le obții pe o perioadă de 2, 3, 5, 6, 7 ani în momentul în care alegi să ai un portofoliu concentrat doar de 3 companii. Te salut! Cristian Trebuie sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și haideți să începem mai întâi cu portofoliul meu personal să vedem ce randamente am eu astăzi Față de piață. E bine astăzi în momentul în care filmez acest video este data de 19 august 2024. Și se pare că portofoliul meu are un randament pe ultimul an, adică pe ultimele 12 luni, de 41%, comparativ cu SP 500, care are un randament de 24%. Asta înseamnă că eu am bătut piața cam cu 50%. Este un randament bun față de piață, este un randament rău față de piață, nu știu, te las pe tine să decizi. Scopul meu este să reușesc să bat piața pe perioade lungi de timp. Se pare că în momentul de față reușesc. Acest portofoliu, să știi că nu este construit astăzi din trei companii, nu sunt nicio formă. În momentul de față, în acest portofoliu am 20 de companii. Aceste 20 de companii au reușit să bată piața. Toate aceste 20 de companii au randamente peste piață? Nu, sub nicio formă, nu toate au randamente peste piață, dar din cauza faptului că am un portofoliu diversificat, sunt companii care obțin randamente cu mult mai mari peste piață, sunt companii care au randamente la nivelul pieței, sunt companii care au randamente sub nivelul pieței. În total, tot acest portofoliu reușește să bată piața. Și atunci, în momentul în care ai un portofoliu diversificat, îți vine în cap o întrebare mult mai agresivă, și anume. Aș putea să încresc și mai mult randamentele dacă aș alege să am un portofoliu mai puțin diversificat. Ei bine, dacă aș fi forțat să aleg dintre aceste 20 de companii, doar 3, în care aș alege să investesc în 2024 care ar fi acele companii în care aș investi cu scopul de a bate și portofoliul pe care l-am astăzi. Și am pregătit pentru tine trei companii care mie îmi plac foarte tare. Sunt trei companii pe care le-am ales în funcție de nivelul de risc. O să aleg o companie cu nivel de risc mare, o companie cu nivel de risc mediu și o companie cu nivel de risc foarte mic. Și aș vrea să începem cu prima companie care are un nivel de risc foarte mic. Această companie se cheamă Microsoft. Probabil că în momentul de față, dacă te uiți de pe laptop la acest video, folosești Windows. Windows aparține companiei Microsoft. Această companie este una dintre cele mai mari companii la nivel global. Și, pe lângă faptul că este una dintre cele mai mari companii la nivel global, produsele pe care le oferă clienților creează și foarte multă dependență. Adică, aplicațiile, produsele fizice, cloud-ul și așa mai departe sunt produse care dau dependență pentru clienților. Și atunci, în momentul în care alegi să investești într-o companie atât de mare, te aștepți la randamente care sunt din ce în ce mai mici în următoarea perioadă. Dar care sunt foarte siguri. Și atunci, haideți să facem o analiză, să vedem ce s-a întâmplat în trecut cu compania Microsoft și ce se va întâmpla în viitor cu această companie, să vedem dacă în realitate această companie are potențial de creștere sau se va plafona. Ei bine, anul acesta, Microsoft a crescut cu 33%, adică a crescut mai mult decât piața. Piața a crescut cu 25%, Microsoft a crescut cu 33%. Microsoft este una dintre companiile din portofoliul meu care a reușit să bată piața. Și atunci, dacă reușește să bată piața, haideți să vedem dacă și în viitor va mai reuși să bată piața. Dacă ne uităm astăzi la cifra de afaceri pe care o are compania, astăzi cifra de afaceri este la 245 de miliarde. Și analiștii estimează că în următorii 5 ani această cifră de afacere va crește cu 90%. Adică de la 245 de miliarde la 456 de miliarde. Adică o companie atât de mare aproape că își va dubla cifra de afaceri. Acest lucru este foarte greu de obținut și pentru o companie mică. Nu mai vorbim de o companie atât de mare. Ok, își va dubla cifra de afaceri, dar profitul, ce se va întâmpla cu profitul? Și dacă ne uităm la profitul pe acțiune, astăzi este la 11,8 dolari pe acțiune. Analiștii se așteaptă ca în următorii 5 ani și profitul pe acțiune să se dubleze. Asta înseamnă că Microsoft, pe lângă faptul că este o companie uriașă la nivel global, se va dubla în următorii 5 ani. Se va întâmpla acest lucru 100%? Nu știm. E posibil să se dubleze, e posibil să se tripleze, e posibil să crească mai puțin decât dublu. Doar că astăzi, nu doar analiștii la nivel global, ci și eu, avem foarte mare încredere în această companie, fiind o companie nu doar foarte mare, ci și cu produse foarte bune, care dau dependență pentru clienții lor. Noi vrem astfel de companii. De ce? Pentru că în momentul în care avem companii care dau dependență, ne asigură cifre de afaceri în creștere și profituri în creștere, lucruri pe care ni le dorim. Pe lângă asta și echipa de management este o echipă de management foarte, foarte bună, foarte sănătoasă, care a demonstrat în trecut că poate să creeze creștere în interiorul companiei. Asta înseamnă că și în viitor vom avea creștere cel puțin asemănătoare. Deci Microsoft este prima companie pe care aș vrea să o pun în portofoliu meu. Este o companie cu risc foarte mic, fiind o companie foarte mare și cunoscută de toată lumea. Și dacă mergem mai departe către de o companie cu risc mediu de investiție, e bine să știi că această companie nu este foarte cunoscută în Europa, cu atât mai puțin în România din cauza faptului că nu are produse și servicii pe care să le vândă în momentul de față în România. Această companie se cheamă Celsius. Este o companie care vinde băuturi energizante. Un mic asterisc. Care este acest mic asterisc? Dacă te uiți la companii competitoare cu Celsius, cum ar fi Monster sau cum ar fi Red Bull sau Coca-Cola sau Pepsi, o să observ că aceste companii competitoare cu Celsius au produse cu foarte mult zahăr. Indiferent că este vorba despre o băutură energizantă sau doar despre o băutură răcoritoare, sunt băuturi cu foarte mult zahăr. Ei bine, Celsius nu folosește zahăr în produsele pe care le vinde. Și este considerată o băutură mai sănătoasă. Cum? Este în realitate o băutură sănătoasă 100%? Nu neapărat. Nu există studii care să ateste că este o băutură 100% sănătoasă. Doar că este o băutură care nu are zahăr. Această băutură, în momentul de față, pe lângă faptul că este marketată ca un produs fără zahăr, este marketat și ca un produs care are foarte puține calorii și este foarte des folosit în industria de fitness. Sunt foarte mulți trainer care folosesc produse de la Celsius, sunt foarte multe săli de sport care folosesc aceste produse, nu neapărat în Europa, dar în America da. Și atunci, Marea problemă pe care o are Celsius în momentul de față nu este produsul în sine, pentru că produsul este deja cunoscut, este un produs care se vinde foarte bine și este apreciat, ci distribuția este cea care ține pe loc compania. În momentul de față, cea mai mare distribuție pe care o are Celsius este prin Pepsi. Este o companie cu care face distribuția și vrea să își crească distribuția atât în America de Sud, cât și în Europa, cât și în Australia. Tocmai din această cauză, în momentul de față, compania este în scădere. Adică anul acesta este pe o scădere de 28%. Asta înseamnă că și eu sunt pe un minus 28% pe această companie? Nu. <gântu -i> nu, e bine, nu. Este posibil chiar să fiu pe plus pentru că am cumpărat foarte recent această companie. Pentru că astăzi mi se pare că este la un preț foarte, foarte bun. Asta nu înseamnă că de aici încolo va începe să crească și să explodeze prețul pe acțiune sub nicio formă, doar că astăzi, pentru mine, cel sus este la un preț foarte bun. Și atunci, dacă astăzi este la un preț foarte bun, haideți să vedem ce se va întâmpla cu compania în viitor. Cifra de afaceri pentru companie astăzi este de 1,3 miliarde și analiștii consideră că în următorii 5 ani această cifră mai mult decât se va dubla. Adică va crește până la 3,1 miliarde. Asta înseamnă că în momentul de față cifra de afacere este într-o creștere accelerată și crește mai mult decât crește Microsoft. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu profitul. Păi și profitul pe acțiune, care astăzi este la 0,7 dolari pe acțiune, va crește exponențial, va crește până la 2,4 în următorii 5 ani. Chiar dacă cifra de afacere va crește sub nivelul de 3 ori, se pare că profitul pe acțiune va crește mai mult de trei ori. Ceea ce ne interesează pe noi în realitate, adică pe noi ne interesează în primul și în primul rând profitul. Profitul pe acțiune să fie în creștere să fie în creștere accelerată. Și în momentul în care vrei să investești într-o companie de la care te aștepți să bați piața, te aștepți ca profitul acestei companii să crească mai mult decât crește profitul pieței în general. Și Celsius este una dintre aceste companii. Mai mult decât atât, în momentul în care această companie se va extinde și în Europa, și în Australia, și în America de Sud, sunt șanse să vedem această companie nu doar competitoare cu Monster și cu Red Bull, ci competitoare chiar cu Pepsi sau cu Coca-Cola, care sunt companii mult mai mari. Și dacă cel sus este compania cu risc mediu pentru mine, haideți să vedem cum arată o companie cu risc ridicat. Compania cu cel mai mare risc pe care o am în portofoliu în momentul de față se cheamă SoFi, SoFi Technology. Această companie este o bancă, este o bancă, dar care nu are neapărat sucursale fizice. Da? Deci această bancă este mai mult interesată de a oferi produse și servicii financiare prin aplicația lor pe care o au pe telefon sau în browser. Această bancă, care astăzi este o bancă destul de mică, vrea ca în următorii ani să fie în top 10 bănci la nivel global. Asta înseamnă că va trebui să crească accelerat de acum înainte. Problema este că anul acesta, această bancă, care astăzi este o bancă mică, este în scădere cu 9%. Din nou, asta nu înseamnă că și eu sunt negativ pe această investiție. Eu astăzi sunt profitabil pentru că am cumpărat acțiunea la prețuri mult mai mici. Dar anul acesta se pare că compania nu a performat cum așteptam să se întâmple. De ce nu a performat cum așteptam să se întâmple? Pentru că astăzi compania, chiar dacă are o cifră de afacere destul de ridicată și analiștii se așteaptă ca în următorii patru ani practic să-și dubleze cifra de afacere, astăzi compania nu este profitabilă. Ultimele trimestre au fost pentru companie trimestre profitabile. Însă nu s-a încheiat anul. Nu știm dacă până la sfârșitul anului compania va rămâne profitabilă sau nu. Anul trecut compania a avut profituri pe acțiune de minus 0,36 de dolari pe acțiune. Doar că în următorii trei ani, analiștii și CEO-ul companiei spun că acest profit pe acțiune va crește accelerat. Va crește până la 0,67 dolari pe acțiune. Mai mult decât atât, CEO-ul companiei a spus că profitul pe acțiune în următorii 4 ani va crește până la 0,8. Asta înseamnă că dacă cumperi astăzi compania la 7 dolari pe acțiune, o să ai un forward PE sub 10. un forward PE sub 10 pentru o companie care crește atât de agresiv și își crește profiturile, practic își dublează profitul în fiecare an, este un PE foarte mic. Dar, e bine, în momentul în care investești într-o companie care își crește profitul atât de agresiv, trebuie să iei în calcul că, în continuare, această companie este o bancă. Și dacă este o bancă, se supune riscurilor unei bănci. Ce riscuri are orice bancă în momentul de față, cel puțin în America? E bine, cel mai mare risc este ca în următoarea perioadă să avem o recesiune. Și dacă vom avea o recesiune, și SOFAI și celelalte bănci vor avea profituri în scădere. Dacă băncile vor avea profituri în scădere, de ce aleg eu să investesc în Sofia, care este o bancă mică și nu aș alege o bancă mai mare? Deoarece clienții pe care are Sofia în momentul de față sunt clienți din pătura de sus a societății. Sunt clienți care au FICO score foarte ridicat. Ce înseamnă FICO score? Este modul în care se măsoară un potențial client în funcție de potențialul lui de a da banii înapoi către bancă. Acești clienți au șanse foarte mari să dea bani înapoi. În momentul de față, chiar dacă Sofa este o bancă și în mod normal băncile trăiesc din împrumuturi, SoFi alege să nu mai dea împrumuturi către oricine și alege să își selecteze mult mai atent clienții. De ce? Pentru că în cazul în care va apărea o recesiune, banca să nu dea faliment. În cazul în care nu va apărea o recesiune și vor începe să crească împrumuturile pe care le oferă banca, ei bine, aceste profituri pe care le estimează analiștii în momentul de față vor fi mult mai mici decât realitatea. Și dacă aceste profituri vor fi mult mai mici decât realitatea, și compania își va crește profitul cu mai mult de 50%, va crește cu 60%, cu 70%, păi și prețul pe acțiune va exploda. Dacă prețul pe acțiune va exploda, și eu voi reuși să bat piața și să bat piața cu o companie care este mică în momentul de față, care este la început de drum, dar care are în momentul de față un potențial uriaș chiar dacă riscul este pe măsură. Ei bine, după ce ți-am făcut această prezentare, am și o întrebare pentru tine. Ar trebui să încep să cumperi aceste companii pe care ți le-am prezentat astăzi doar pentru că eu le am în portofoliul meu? Te rog, spune-mi în zona de comentarii dacă tu crezi că ar trebui să pui aceste companii în portofoliul tău propriu. Pentru că situația este în felul următor. Tu ar trebui să cumperi aceste companii și să le pui în portofoliul tău propriu, doar dacă le-ai analizat și se potrivesc pentru portofoliul tău. Dacă nu ai analizat aceste companii, nu ți-ai făcut o prognoză, nu te-ai uitat la raporturile financiare pe care le are compania, nu te-ai uitat direcția pe care ar trebui să le aibă aceste companii, nu ar trebui să le cumperi. Da? Deci primordial, în momentul în care vrei să faci o achiziție și vrei să pui o companie nouă în portofoliul tău, este să-ți faci o analiză proprie, astfel încât să poți să iei o decizie conștientă nu cumpăra aceste companii doar pentru că le-am cumpărat eu. În urma analizei pe care mi-am făcut-o eu, pentru mine se potrivesc. Este posibil ca pentru tine să nu se potrivească neapărat. Și dacă eu am ales aceste companii pentru mine, voi reuși cu aceste companii să bat piața în următorii 37 ani? Cel mai probabil voi reuși să bat piața în următorii 37 ani cu aceste companii. Doar că în momentul în care alegi doar 3 companii să ții în portofoliu tău, diversificarea pe care o ai nu este foarte ridicată. Și ești în mare măsură dependent doar de aceste trei companii și de direcția pe care o să ia aceste trei companii în următoarea perioadă. Și atunci, potențialul risc pe care eu mi-l asum pentru, această, pentru aceste investiții în doar cele trei companii este foarte ridicat. Și atunci, voi construi vreodată un portofoliu format doar din trei companii? Nu. <laughs> nu voi construi niciodată un portofoliu format din, doar din trei companii. Chiar dacă potențialul câștig este mult mai ridicat decât un portofoliu construit din 20 de companii. În momentul în care alegi mai multe companii, ai șanse mai mari să greșești. În momentul în care alegi mai puține companii, ai șanse mai mici să greșești. Dar și dacă greșești doar la 3 companii, atunci potențialul la pierdere este mult mai ridicat, la fel cum este și potențialul câștig mult mai ridicat. Și din această cauză, pentru profilul meu investițional. Este nevoie de un număr mai mare de companii. De câte companii? Păi, de 20. În portofoliul meu am 20 de companii care în momentul de față mi-au adus rezultate care să bată piața. Asta înseamnă că și tu ar trebui să alegi doar 20 de companii sau doar 3 companii? Nu neapărat. Este în funcție de profilul tău la risc. Doar că ai nevoie să analizezi aceste companii, să știi care este profilul tău la risc, astfel încât să poți să iei decizia să investești în ele și să iei decizii conștiente în momentul în care alegi să cumperi sau să vinzi aceste acțiuni.